Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre o nouă descalificare ce urmează. După ce am avut deja câteva descalificări, iată că mai urmează încă una nouă. Aici s urmând să fie descalificată în perioada următoare, iar motivul este că a părăsit casa, drept pentru care s-a luat decizia descalificării ei. Motivul supărării ei este faptul că a fost atacată în continuu de Bianca și, iritată fiind, a părăsit casa. Eu nu înțeleg pe cei care vin în emisiune fără să fi privit și ei măcar 2-3 săptămâni din emisiune și astfel să știe unde intră. Dar mai ales că odată intrat în casă, au două modalități de a nu fi eliminați. Ori se dau pe lângă cei care fac jocurile în casă, făcându-le pe plac, ori devin vocali și încep rapid să-și pună punctul de vedere. Aisa este clar că nu a fost cooptată în clan, dar asta nu neapărat că nu a vrut ea, a fost evident că cei din clan nu au dorit-o alături de ei. Și dacă tot nu a făcut parte din grupul lor, nu înțeleg de ce s-a enervat și nu a rămas să lupte chiar cu armele celorlalți care au adus-o la disperare, dacă ar fi privit emisiunea înainte, ar fi trebuit să știe Că astfel de lucruri se întâmplă în casă și nu trebuie să se lase intimidată și mai ales să nu se enerveze pentru că iată ce se întâmplă. Nu o să comentez cât de corectă este sau nu este această descalificare. Până la urmă trebuie să vedem exact cum s-au desfășurat lucrurile și cum s-a ajuns la această decizie drastică. Oricum, logic ar fi ca regulamentul să fie respectat. Doar că regulamentul în Casa Iubirii este făcut ca să fie încălcat. Pentru că a mai fost el încălcat de mai multe ori și nu a fost descalificat nimeni. Descalificări au mai fost, dar făcute pe baza ceea ce au făcut concurenții nu în casă, ci în afară și nu în timpul, ci înainte de emisiune. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc.